Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada Soarelui. Rafalele de vânt depășesc 70 km pe oră, iar pe alocuri s-au format porțiuni de polei. În plus, vizibilitatea este redusă pe anumite porțiuni din cauza viscolului. Nici în județ situația nu este mai bună. Șoferii care sunt nevoiți să iasă cu mașinile trebuie să se înarmeze cu răbdare. Drumurile sunt înzăpezite, ceea ce duce la ambuteiaje și chiar la închiderea acestora pe anumite porțiuni. Drumul național dintre Băneasa și Deleni și drumul județean dintre Pecineaga și Dulcești au fost închise din cauza troienelor de pe carosabil. De asemenea, porturile constanțene și căile navigabile au rămas închise. Situația nu este mai roz nici în municipiul Constanța, unde mașinile circulă bară la bară din cauza zăpezii. Conducătorii auto condamnă autoritățile, care se pare că și de această dată au fost luate prin surprindere de primele ninsori. Greu, momentan greu. Trebuia să se intervină mai mult? Mai din timp, dacă se intervenea, se putea circula. Condițiile de iarnă. Trebuia să se intervină mai mult după părerea dumneavoastră sau mai din timp? E loc și de mai bine. Ne iubește Mazăre și tot guvernul. Ce să vă spun mai mult? Se putea mai bine, adică? Nu cred, că suntem români. Este un lucru obișnuit la noi, știți. Banii îi primesc, banii se încasează, dar treaba o las așa, mai știți dumneavoastră, mai spre primăvară. Din cauza vântului puternic au fost afectate și rețelele electrice. 15 localități constanțene au rămas fără curent electric. Județul Constanța va rămâne sub cod galben de ninsori și viscol până joi la ora 20. În continuare se anunță vreme geroasă, mai ales pe perioada nopților și a dimineților.